cursul zilei de ieri, doi bărbați au fost depistați în trafic de oamenii legii. Unul dintre bărbați se afla sub influența substanțelor psihoactive, iar celălalt, în vârstă de doar 18 ani, s-a ales cu dosar penal pentru că nu deținea permis de conducere. Și oferă pericol din cauza cărora nesiguranța în trafic este tot mai des întâlnită. Bărbat sub influența drogurilor în vârstă de 39 de ani. Acesta a fost oprit de oamenii legii în timp ce conducea pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. După valoarea pozitivă dată de aparatul drog test, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Polițiștii biroului rutier au depistat în trafic un bărbat de 39 de ani din comuna Cireșu în timp ce conducea un autoturism pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. După ce a consumat substanțe psihoactive, conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă la una dintre substanțele psihoactive, fapt pentru care a fost condus la unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Tot ieri, polițiștii au mai depistat în trafic un tânăr de 18 ani din Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea liniștit pe drumurile publice, însă fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie. Cei doi bărbați s-au ales cu dosar penal.